Cartea secretelor. Casa despre care vom învăța astăzi este una de gheață, igluul. Veți construi unul din cuburile de zahăr pe care vi le-am dat. Cum? Stați, adică nu e pentru gustare? De ce crezi că trebuie să le mănânci? Păi și el a mâncat. Bine, grupați-vă pe echipe. Minunat! Cu ce fraier am să mă pricopsesc? Cu tine! Nu, voi băieți ați mâncat o mare parte din proiect, așa că aveți nevoie de parteneri. Grozav, ne-am hotărât. O aleg pe Piggy. O aleg pe Jordan. Ba, nu mă alegi, sunt perechea cu Gabriel deja. Vrei să lucrezi la masa mea? Asta voiam și eu să zic. Presupun că m-am ales cu tine. Să vedem. Nu poți fi cu Vinnie. Apoi Jordan te-a lăsat baltă, apoi ai venit la Nancy fără cuburile de zahăr. Mai mult, pentru că ești leneș, nu vei face nimic și... Hey, Nan, vrei să fii partenera mea? Ha? Ha? Îmi pare rău, tocmai i-am promis lui Jesse. Oh, nu plânge, Nan, e bine. Îți promit că voi fi partenera ta de studio la mate după amiaza asta și voi fi doar a ta. Uite, noi două suntem partenere. Nu mai e altcineva? Așadar, vrei să lucrezi la masa mea sau a ta? Devine mai plictisitor. Și m-am pricopsit cu profa asta plicticoasă pe care toți copiii par să o pleacă. Și nu înțeleg de ce. Și vrea să mă învețe să fac un iglu stupid cu... Ia, ghicește, Melanie! Ți-am adus niște chestii frumoase de la magazin. Nu-mi pasă. Dar sunt cele mai drăguțe cămăși de noapte cu pisicuțe. Tu le-ai ales? Nu, vânzătoarea. Ok, atunci lasă-mi-le pe pat. Vezi? Un alt motiv pentru care este mai vesel cu mama decât cu tata. Îmi pare rău, nu mai scap de ea. Unde am rămas? În povestea despre cum fiecare și-a ales un partener și pe tine nu-ți-a ales nimeni. Din asta îți dai seama ce gașcă de fraier sunt. Știi cât de populară eram când mergeam împreună la școală? Cel puțin tu aveai mereu un partener. Dar de ce-ți pasă de copiii ăștia? Oricum nu-ți plac. Bineînțeles că nu. Dar nu știam că nici ei nu mă plac. Asta mă deranjează. Credeam că ești într-adevăr renumit acum că ești majoretă. Eram, dar echipa s-a dus de râpă după ce a pierdut 14 meciuri. Melanie, dragă, vrei o gustare? Vorbesc la telefon. Și să scap de meciurile alea cerea prea mult efort. Ce-mi doresc este un mijloc simplu de a fi renumită. Se pare că e timpul să apelezi la cartea secretelor. Stai așa, stai așa, stai așa, stai. Ce e asta? Care asta? Mi-am văzut numele pe una din file. Sigur că ai văzut. Este cartea secretelor, oracolul meu. Ce-i cartea asta? Este o carte în care spui ce crezi cu adevărat despre fiecare. Nu știai asta? Sigur! Cartea secretelor! Ai început aici și nu știam că ai făcut-o ca și noi. Pot vedea ce se spune despre mine? Ei bine, sunt singura care a scris până acum. Nu e o problemă, ia să văd. Pot să suport. Nancy este o tipă super și este liderul grupului. Semnat Melanie Bellingcove. Tu ai scris asta despre mine? Spun ceea ce văd. Nu pot să cred că ai scris asta. Întotdeauna mi-ai spus că miros. Scriu despre partea bună. Liderul grupului. Cred că și tu faci cartea secretelor după același model ca și al nostru. Nu vrei să scrii și tu? Ei bine, cred că liderul clasei merită această onoare. Când Melanie m-a rugat să completez cartea, am spus sigur. Voi ați completat deja, nu? Nici nu știam că există. Nici eu. Dar de ce se numește așa? Pentru că după ce scrii despre fiecare ceva, semnezi dedesubt. Așa are o logică. Hei, Melanie, pot să scriu și eu? Și eu? Cred că da. Nu știu cum de aflat toată lumea. Să vezi ce a scris Melanie despre mine.
Nu, 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 e rândul meu. Melanie a spus că eu urmez, nu-i așa, Melanie? Căpșuni. Ah, da, e rândul tău, Mary Lou. Mă cheamă Mary Ellen. Mă rog. Melanie este o prietenă bună, o tipă super, semnat Audrey. Îmi place să ies în oraș cu ea, semnat N.B., cea mai populară fată pe care o cunosc, semnat Rita M. Audrey, N., Rita, cine sunt ele? Nu le cunoști pe Audrey, N. și Rita? Nu? Sunt în clasa a șasea? Da, da, sunt mai mari de vârsta mea. Ce ar trebui să scriu? Dacă eziți, pierzi. E rândul meu, e rândul meu. Pot să scriu? Se poate? Se poate? Voi folosi o culoare diferită pentru fiecare fată. Albastru pentru Tilly, verde pentru Gabriel, roșu pentru... Se pare că merge de minune. E așa de simplu, Gloria, se pare că nu sunt chiar foarte deștepte. Cu câteva complimente le convingi ușor. Vești bune, Melanie! Am dat înapoi cămașa de noapte și ți-am luat o măsură mai mică. Vânzătoarea a spus... O secundă... Iar dacă se întâmplă asta, o duc înapoi și-mi dau banii. E culoarea ta preferată. Roz. Urăsc rozul. Nu-ți place rozul? Nu-ți place rozul? Am alergat prin tot orașul, prin trei mari magazine, ca să găsesc pe cineva care s-o primească înapoi. Pentru că tăiasești din ea când eu ți-am spus să nu faci asta. A trebuit să mă faci de râs. Nu apreciez niciodată nimic. Cu cartea suntem încă la complimente. Cel puțin deocamdată. Voi veți fi atacanții, iar eu capitanul Cașulex Iacabovski, eroul meu. Și voi veți juca în apărare, bine? Tu schimbă-te. Să mă schimb? Dar eu sunt capitanul. Încercăm doar să vă ajut. Tu ce mai vrei? Să mă gândesc. Sigur, nu te grăbi. Voi sta cu minte și voi aștepta până ce oasele tale vor începe să se sfărâme și corpul să se dezbine și voi ajunge să joc la senior. Hai, hai, hai odată, nu fi prostuță. Nu te vei descurca mai bine ca mine. Oh, Mary Lou, nu cred că vei mai avea ocazia să-mi scrii în cartea secretelor. Mă numesc Mary Ellen, nu Mary Lou. Și amândouă vrem să scriem. Așa să știi. Înțeleg. Nancy e autoritară și crede că are întotdeauna dreptate, chiar și atunci când toată lumea știe că se înșală, semnat Mary Ellen. Îți vine să crezi asta? Cum poate să scrie așa ceva? Autoritară eu? Eu sunt autoritară? Sunt? Câteodată. Poftim? Ai auzit? Ei bine, câteodată ești. Bineînțeles că spui asta. Ești de acord cu orice spune Jordan. Doar purtați același tip de ceas. Eu l-am văzut prima. Doar pentru că am spus că-mi cumpăr unul. Mă imiți tot timpul. Hai, te rog, nu mă imiți. Am candidat ca șef, a trebuit să candidezi și tu. Chiar așa? Când m-am dus la Garden Club, ai venit și tu tot la Garden Club. Și când eram acolo, eu m-am supărat pe Nancy prima. Oh, mie nu mi-a plăcut de ea înaintea ta. Ar fi drăguț dacă ai avea păreri originale. Oh, acum chiar am o idee originală. Dă-mi să completez. Nu? Eu sunt prima. Am să șterg minciuna pe care am scris-o despre Gabriel. Cum că ar fi de treabă? Nu, eu sunt prima plagiatoare. Așa că atâta vreme cât figa mea Melanie locuiește cu mine, mă veți găsi aici. Știți doar cum sunt adolescenții. Ce doriți, doamnă? Să fim apropiate, să facem totul împreună. Legătura de genul mamă-fică nu era posibilă pentru că locuia cu fostul meu soț. Fac pariu că nici actuala soție nu-l suportă. Vedeți, nu câștig nimic doar dacă vorbiți, ci dacă comandați. Scuze, scuze. Eu și Melanie suntem împreună din nou de doar câteva săptămâni, dar este incredibil. Ne plac aceleași lucruri, așa că vrem o pizza mare. Cu ce?
cu... îmi împrumus telefonul. Îți spun, Gloria, totul merge perfect. Deci în sfârșit și-au dat seama ce înseamnă cartea secretelor. Și nu se mai pot opri din caracterizări. O secundă, sună cealaltă linie. Alo? Melanie? Da? Am sunat să te întreb ce fel de pizza vrei. Vorbesc cu cineva pe cealaltă linie, așteaptă. Voiam să te întreb. Îmi consumați apelurile, știați? Fica mea trebuie să termine convorbirea cu altcineva. Va reveni imediat, căci apelul meu este mult mai important. Mai durează un minut sau două. Este într-o situație dificilă. Mă gândeam să-mi cumpăr un sutien. Sună cealaltă linie? Cu siguranță că e mama iar. Oricum, îmi voi cumpăra un sutien online. Am auzit că dacă mergi la magazin, vânzătoarea vine în cabină și ți ia măsurile. Melanie, unde ești? Hei, doamnă, nu v-ați hotărât încă? Nu vă pot auzi pe amândoi. Cu ce vrei să fie pizza scumpă? A, da, piper și ceapă. Asta e minunat. Ești cea mai drăguță fiică. Ajung în curând acasă. Pa, pa. Nu ți-am spus. Când am scris chestiile alea despre mine în cartea secretelor, am folosit numele tău. Da? Și ce am scris? Nu mi-amintesc. Fie Melanie este drăguță, fie Melanie este generoasă. Melanie! Deci cartea secretelor funcționează. Chiar devii populară. Da. Știi? Ăsta cred că e cel mai urât lucru pe care l-ai făcut până acum. Știi? Chiar îmi lipsești. Și tu mie. S-a întors. Trebuie să închid. Cred că erai prea ocupată să vorbești cu mine la telefon ca să mă auzi când am venit. Scuze. Scuzele nu se acceptă, domnișoară. Îmi pare foarte rău. Așa e mai bine. Am luat pizza de la Napoli cu piper, ceapă și... miroase. Dar Napoli e preferatul tău. Da, cel de la tata, nu ăsta de aici. Bine, data viitoare o să țin minte ce preferi. Porți roz. Și? Mi-ai spus că nu-ți place rozul. Asta era atunci. Nu ne certăm, fiecare la rândul său. Tu urmezi. Nu-mi vine să cred ce lucruri râte scriu unii despre alții. Mă întreb ce au scris despre Polly. Regina lingură. Wow, mersi. Polly este o trâncănioare. Trâncănitoare, aici lipsește un T. Sfinte, Sisoie, te super dacă îl iau acasă? Am așa mult de scris și trebuie să mă uit pe listă. Nu vreau să scap pe nimeni. Aha, chiar nu aș vrea asta. Ai copiat! Vrei să mergi la popice? Chiar asta vroiam să întreb. Nu, mersi. Mulțumesc de întrebare. Vrei să mergi la film sâmbătă? Nu, mulțumesc. Mulțumesc de întrebare. Astea chiar vă plac. Felicitări, Charlie. Vei fi reprezentantul băieților în Consiliul Elevilor. Băieți, jumătate din alegeri s-au terminat. Puteți pleca. Haideți! Deci, nominalizări?
Amintiți-vă că nu vă puteți autopropune. Ce? Nu sunt nominalizări? Ce? Iar mă doare capul? Trebuie să mă scoateți din cursă. Sunt deja în 12 comitete și în 3 subcomitete. Nu pot să fac chiar atât de multe. Aha. Bine, fetelor, așezați-vă. Vă voi striga numele și ridicați mâna pentru a vota persoana. Jordan, Mary Ellen, Nancy, Melanie. Apoi m-au ales ca reprezentant al clasei, de parcă eu vreau să-i reprezint pe ei. Și la prânz m-au lăsat în pace pentru că trebuia să iau masa cu mama. Hei, cred că ăsta e prețul pe care l-ai plătit pentru popularitate. Dar acum totul este așa plictisitor. Vor să stea toți cu mine. Bine, ar fi bine să-mi mulțumești. Am condus până în capătul orașului pentru a comanda de la restaurantul Napoli de lângă casa tatălui tău. Așa că vreau să te văd zâmbind când mănânci. Pizza? Îmi plac sandwich-urile cu carne. Mă nebunești! Nu-mi vine să cred că ești atât de populară. Da, da, ea era. O secundă. Alo? Bună, Mel, sunt Jordan. Cine ești tu? Jordan, suntem colege, știi? Ok. Ascultă, am bilete la meciul de vineri seara. Vrei să mergi? Nu știu. O secundă, vorbeam pe cealaltă linie. M-am întors. Cine era? Un fan. Sunt centralista. Acceptați un apel de urgență de la Mary Ellen pentru Melanie Belinkov? Melanie Belinkov nu e aici, iar Mary Ellen să nu mă mai deranjeze. Ce-am spus, Gloria? Încep să exagereze. Melanie, am nevoie de cartea secretelor să mai scriu încă ceva. Și te rog să nu răspunzi dacă te sună Jordan. O clipă. Bine, dar nu mă face să aștept doar pentru că sunt alții care așteaptă. Nu, no. Revin imediat. Deci te-ai tuns cu Breton? Melanie! O secundă, e cineva la ușă. E plictisitor. Uite ce, sunt ocupată. Sunt... Mamă! Bună! Eu și șniții am ieșit la o plimbare. Îi place aici, așa că ne-am gândit să-ți facem o vizită. Melanie! Ridică! Melanie! Centralista la telefon. Acceptați un telefon de urgență de la Tilly? Următoarea casă pe care vom studia este un zgârie nori, așa că am ales micul vostru grup pentru a-l construi. Să fie înalt, cât Tilly, să zicem, și apoi puteți pleca acasă. Doamne, de unde să începem? V-aș putea spune, dar știu că voi vă gândiți că sunt prea autoritară. Poate că ar trebui să începem cu colțurile. Asta voiam să spun și eu. Bine, noi ne-am făcut treaba. S-ar putea să meargă. Oh! Nu, nu din nou. Nu vom mai pleca acasă? Asta nu s-ar întâmpla dacă baza ar fi mai mare. Dar eu plictisesc pe toată lumea. O bază mai mare? Poate că nu e o idee prea rea. Asta vroiam și eu să spun. Și eu la fel. Și dacă am încercat să punem bețișoare în zigzag, poate că va rezista. Bună treabă! Ați făcut o treabă excelentă împreună. Veți primi un 10. Ura! Ura! Ce fina! Ura! Ca în vremurile bune. Da, ca înainte de cartea secretelor. Știți, nu vreau să mă impun, dar... Ce-ar fi să facem asta cu cartea?
Haideți să uităm de toate răutățile pe care le-am scris unii despre alții și despre profesie.